Suntem pe data de 15 august 2023. Și au sosit tratamentele, adică un tratament pe care vreau doar să-l testez, dar vi-l prezint, poate mai vrea cineva să-l testeze. Eu o să-l testez pe această colonie timp de 20 de zile, dar în funcție de ce văd mâine dimineață pe fundul lăzii, fiindcă am întors lada să pot să fac acest mic test. Azi este sărbătoare, dar să știți că nu se zice la mulți ani azi, am văzut Facebook-ul plin de la mulți ani, nu e niciun la mulți ani, e zi de doliu azi. E vorba de adormirea Maicii Domnului, nici în caz nu e un motiv de sărbătoare, dar na, lumea sărbătorește, fiindcă nu știe despre ce e vorba. Acum trecem la ale noastre. Această colonie va fi sacrificată, să zic așa. Va fi sacrificată fiindcă vreau să testez acest tratament pe o colonie mai mare, așa cum este aceasta. Voi arunca o privire, să aruncăm o privire prima dată în această colonie, cât de mare este. Să văd dacă mai are turtă. Oricum nu mai contează dacă are turtă sau nu. Ah, mai are un pic. Un pic de turtă, dar colonia este mare. O colonie mare, deci voi încerca să testez tratamentul cu astfel de colonie. Ia să arunc o privire în ea, dacă tot l-am deschis. Stai cu minte, tati. Dacă tot l-am deschis, hai să aruncăm o privire în stupi. Să vedem pe ce colonie și cum arată ea acum. Avem o ramă bună, bună, cu mieră. Da, această colonie nici nu mai are probleme cu hrana pentru iarna. Dar azi nu asta este problema, doar că mă uit eu un pic prin ea să văd cât puiet are. A, deja începe puietul. Avem deja puiet aici. Și ouă și larve. Perfect. Arată foarte, foarte bine. Mergem mai departe. Iată o coroană sănătoasă și puiet căpăcit. Aici ai puțin puiet față de ramă. Față de ramă e puțin puiet. Ia să înaintăm un pic. Aici avem mai mult puiet și larvar. Bun. Foarte multă mieră. Foarte multă mieră. Mergem mai departe. Astea trei rame fac o ramă bună de puiet. Deci cam așa estimez eu.
aici se schimbă situația, este puiet mult mai frumos. Da, e blocat cu păstură, dar e puiet. Ce să zici? N-ai ce să zici. O colonie puternică își aduce și mâncarea. Cu puietul stă mai slab. Aici am o ramă care e cu speteaza stricată. Iată, turta proteică o consumă cam într-o săptămână ce îi dau eu. Aici este o ramă mai bună cu puiet. Și această colonie poate fi, cum să zic eu, să luăm rame pentru a forma iernarea altor colonii, rame cu miere, unde vedem colonii mai slăbuțe în hrană, astfel de colonie mai poate e să ierneze încă 2-3 colonii. Acesta va ierna undeva pe 7 rame. Va fi bine strâns. Aici avem larvar și păstură și miere enorm de mult. Deci pentru un stuc, ăsta poate să intre la iernat acum. Deci dacă de mâine dă frigul și nu mai iese afară, până în primăvară ăsta are și mâncare. Are tot ce îi trebuie. Foarte multă mâncare și păstură. E extraordinar de bine pregătit, să-i zic așa. Și de aici e doar ramă cu mieră. Eu acum l-am văzut așa cum este el, dar el aici în spate avea loc să se extindă. Aici am rame goale. Rame care au fost extrase și să văd cum arată aceste rame. Fiindcă totuși acolo este blocaj. Dacă pui acum rame, nu mai ouă în ea oricum, dar iată, aceste rame sunt goale, uscate. Am zis că îi dau o ramă ca să aibă loc în caz că are miere mai puțină, dar și aici are miere, deci multă miere. Da, uite, am o ramă care să eu dau totuși acolo, să aibă și el un pic de loc, dar știu că nu mai faci nimic de acum cu a dat rame la oaci din astea, nu mai funcționează, nu la mine aici. Deci scot această ramă cu miere. O dau în spate și în locul acestei rame o să-i dau această ramă goală.
funcție de ce varou am cade acum, voi decide dacă e necesar un tratament sau nu. Așa. Se aduc rama înapoi. Am curățat fundul și am constatat că polistiren nu mai are un inamic. Îl mâncă și molia, adică la fundurile cu antivaroa, dacă ai o tavă sau ceva, acolo cade ceară și molia își face de cap. A intrat și în polistiren. Bun, ia să văd dacă am mai ca o folie, dacă mi-acoperă cuibul. Da, bun. Acoperă cuibul. Acum să-mi aduc ustensilele pentru tratament. Nu mai e niciun secret, ia. Am adus ustensilele pentru tratament. Le voi pune... Unde să le și pun? Nici nu știu unde să le pun. 4. Le pun la 3, la ramele 3. Le voi pune în capete. Se potrivesc foarte bine pe rame. Are și ceva distanțiere ca să țină folia departe. Voi face un tratament cu acid formic, cu toate că eu am așa o reținere la acidul formic, dar după mai multe, să zic eu, consultări, am zis hai să-l mai încerc o dată, să-i mai dau o șansă. Eu în 2016, după un tratament cu formic, a pierit toată stupina. Deci, a fost făcut un tratament pe lavete, nu pe lavete, pe tampoane. Iar în 2 luni de zile s-a curățat toată stupina. Acum am făcut în felul următor, ca să înțelegeți. Am luat această pompiță. Am luat-o pentru amestecul respectiv. Am pus 1 litru 170 de ml de apă, pe care am turnat 1 litru de acid formic de 85%. L-am amestecat și acum urmează să-l torn în aceste trocuțe în care încap 20 de ml dacă îl umplu și dacă pun numai în... are el aici un distanțier ca să țină despărțită trocuța, atunci încap aproximativ 10 ml. Și se pune 2 ml per ram, aici am 12 rame, trebuie să pun 24 de ml de formic. Un alt tratament care, deci acest tratament, după consultările mele, lasă reginele nehrănite. Fiindcă acidul formic, odată ce intră în stup, îi taie mirosul reginei și astfel regina nu mai este hrănită și regina moare de foame. După ce am aflat acest lucru, am decis că tratamentul nu trebuie să fie continuu, adică acum pun acid formic și urmăresc evaporarea zilnică
și la undeva la nu, când s-au golit aceste troci, nu umplu imediat cu formică, îi las o zi, două de repaus coloniei, după care iar revin cu formică, ca regina să-și recapete, să zic așa, să fie din nou hrănită. Deci nu este ideal acest tratament dacă îl iei la puricat. Avantajele ar fi unele, să zic așa, îți trage cochiul. Este un tratament bio, omoară varoa chiar și în celulele căpăcite. Eu zic că nu omoară 100%, n-are cum. Și dacă acidul formic este folosit în limite mai mici, atunci s-ar omoară și vărosul, adică puietul văros. Dar asta n-am de unde să știu că nu mai am văros, dar preventiv ar fi ideal să nu mai am. Mâine când vin să verific aceste uluce, o să-i dau și turtă proteică. Deci eu consider o colonie sacrificată aceasta. Dar vom vedea câți varoa. Uite cum o să pun eu acidul cu această pompă, mai ușor decât cu o siringă. Și acum știu cam până unde are, 10 ml. Pun destul de ușor. Nu apeși foarte tare pe pompiță. Bun. Deci în momentul acesta i-am pus aproximativ 20 de mililitri de formic. Nu-i mai pun și bețe, să văd dacă acele distanțiere sunt suficiente. Dar nu mi-e greu, hai să pun și niște bețe. Rup niște bețe și pun acolo, totuși ține mai distanțat. Vom vedea, voi vedea, deci fundul l-am curățat. E un tratament cu un acid de 45%. E un test, faceți teste, deci înainte să folosiți un tratament, testați-l înainte. Eu o să-l testez, pentru mine îl testez, ca să înțelegeți. După ce am pățit cu el, acolo am înțeles că am dat alte cantități, au fost prea dintr-o dată. Aici din aceste trocuțe se evaporă diferit, suprafața de evaporare e diferită. Asta e tot. E un tratament foarte simplu. E simplu de tot, adică ar fi convenabil să funcționeze așa, pentru că să aplici un astfel de tratament e foarte ușor. Dar vom vedea. Cam atâta despre acest tratament. Mâine vin, urmăresc fundul. Am văzut că mai trebuie turtă proteică la colonii. Mă gândesc și la o stimulare cu ceapă și cu usturoi, dar mă gândesc mâine. Mâine mă mai gândesc, încă este timp, suntem doar pe data de 15. Urmărim dimineață. Până mâine, numai bine!